Dacă mergea el să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Adunându-se împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta de dregător, noi îl vom potori și pe voi vă vom face fără grijă. Pentru prea
fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa, Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, Domnului, să ne rugăm. Sărbătoare a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.